Atât Google cât și Tesla se străduiesc să lanseze primii mașinile fără șofer, dar se pare că o companie niponă le-o va lua înainte, lansând de anul viitor o rețea de taxiuri robotizate care vor circula fără șofer în suburbiile capitalei Tokyo. Dacă vreți să aflați despre ce este vorba, rămâneți pe Publica. Sunt Eugen Frim și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științelor moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi în emisiune, știrile de azi. O companie britanică creează cărți personalizate pentru copii cu imagini din satelit. Japonezii de la Robot Taxi au anunțat că anul viitor vor demara primele teste cu taxiuri autonome. Un mall din Moscova luptă cu șoferii care parchează neregulamentar, iar Facebook va adăuga clipuri video ca imagine de profil. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Electronic Arts a lansat un nou trailer pentru Need for Speed. Jocul Siberia 3 intră în fază de dezvoltare, iar Activision a lansat un nou trailer pentru Call of Duty Black Ops 3. Gadgetul zilei este telefonul Google cu specificații de top produs de către Huawei. La categoria site-uri venim cu un serviciu de creare instant a paginilor web și un ajutor în downloadarea materialelor video de pe site-urile de video share. Compania britanică Lost My Name vine cu un concept inedit de carte personalizată cu imagini din satelit cu casa copilului care urmează să primească această carte. Compania nipone Robot Taxi a anunțat că va începe primele teste cu taxiuri autonome anul viitor în Kanagawa, o localitate de lângă Tokyo. Un mall din Moscova a implementat un sistem cu holograme care avertizează șoferii doritori să parcheze pe locurile destinate persoanelor cu dezabilități. Facebook va modifica curând modul în care va afișa pagina de utilizator pe mobil, adăugând posibilitatea de a folosi clipuri video ca imagine de profil. Ideea de carte personalizată în care numele unui copil este asociat unui personaj dintr-o carte nu este absolut nouă. Astfel de volume există deja de mult timp, deși nu au fost niciodată foarte accesibile. Se pare însă că volumul imens de informații pus la dispoziție de internet a permis crearea unui nou tip de carte pentru copii, ceva revoluționar în comparație cu cărțile pe care le citeam noi când eram mici, în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani. Intitulată The Intergalactic Journey Home sau Călătoria Intergalactică Acasă, noua carte este creația companiei britanice Lost My Name. Farmecul produsului finit constă în imagini din satelit personalizate cu casa copilului care urmează să primească cartea. În definitiv, oricine ar rămâne fascinat de ideea că o stea călătoare trece pe deasupra casei sale, mai ales dacă acest eveniment este consemnat într-o carte neobișnuită cu un format foarte atractiv. Pentru un plus de originalitate, fiecare carte în parte va fi personalizată atât cu imagini de la NASA, cât și cu desene unice generate algoritmic cu scopul bine definit de a fi absolut originale. Deși cartea are un preț cam piperat, cum era și de așteptat, de la $30 cu livrare globală gratuită, s-ar putea să fie unul dintre cele mai interesante și inedite cadouri pe care îl puteți face unui copil de sărbători. Sume fabuloase de bani se investesc în mașinile autonome care nu au nevoie de un șofer la volan pentru a ajunge la destinație. Google și Tesla sunt cele mai importante nume din spatele acestui trend, dar și companii fără un background atât de stufos în tehnologii investesc tot mai mult în cercetările din domeniu. Încă nu știm exact când vom putea achiziționa cu toții astfel de automobile autonome, dar se pare că japonezii vor fi primii care vor fi transportați de către acestea prin intermediul unui serviciu futurist de taxi. Compania Robot Taxi a anunțat că va începe primele teste cu taxiuri autonome anul viitor. În prima etapă a proiectului, în acest mod, vor călători 50 de persoane din Kanagawa, o localitate în apropiere de Tokyo. Traseele nu vor fi unele foarte complicate, ci doar de la domiciliul clienților la supermarket și retur. Pentru o maximă siguranță a experimentului, aceste mașini vor avea și o persoană în scaunul șoferului, dar intervenția sa va fi minimă sau inexistentă. Dacă testele vor fi încununate de succes, Robot Taxi aproximează că va pune în funcțiune un serviciu operațional de taxi format doar din mașini autonome înainte de anul 2020. Mai
Mai mult de 30% dintre șoferii ruși preferă să parcheze pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități în loc să caute un loc undeva mai departe de intrarea în magazine. Un mall din Moscova, alături de organizația non-profit This Life, a implementat un sistem menit să îi țină departe de locurile rezervate pe acei care nu se sinchisesc să parcheze neregulamentar. Acesta funcționează pe bază de tehnologie avansată care implică camere video și proiecția unei holograme. Atunci când o mașină încearcă să intre pe locul de parcare rezervat, o cameră video scanează parbrizul pentru a verifica permisul special de parcare. Dacă acesta nu există, este pornit un videoproiector care redă imaginea unui bărbat într-un scaun cu rotile, în timp ce un sistem audio redă vocea acestuia, mesajul fiind îndeajuns de puternic pentru a descuraja parcarea neregulamentară. Cel mai insistent aspect tehnologic este modul în care funcționează proiecția, întrucât nu se folosește un ecran fizic. This Life a apelat la pulverizarea picăturilor minuscule de apă care sunt invizibile pentru ochiul uman, însă destul de dense pentru afișarea unei proiecții video. Sistemul este automat și nu pornește atunci când pe locul respectiv parchează persoanele autorizate. Facebook a anunțat că va modifica modul de afișare a paginii de utilizator pe mobil, adăugând posibilitatea de a folosi clipuri video scurte ca imagine de profil. Avatarul va trece din colțul stânga în centru, iar dimensiunea acestuia va fi mult mai mare. O altă schimbare importantă este personalizarea semnificativă a conținutului afișat diferitor vizitatori. Clipurile video care vor putea fi setate ca imagini de profil vor avea o durată de 7 secunde și vor rula la infinit, asemenea unor imagini GIF animate. Sunetul va fi redat doar atunci când se va da un click pe respectivul videoclip pentru a-l vedea pe tot ecranul. În afara profilului, imaginea va reprezenta un singur cadru static din clipul video ales manual de utilizator. Facebook va oferi de asemenea și posibilitatea de a seta o imagine de profil temporară pentru a marca anumite momente importante sau pentru a exprima suportul pentru anumite cauze. Acestea vor avea un timp de valabilitate setat de utilizator, la expirarea căruia vor fi înlocuite automat cu imaginea sau clipul anterior. Informațiile personale afișate deasupra articolelor publicate vor putea fi și ele personalizate. Utilizatorii vor putea selecta ce informații să fie vizibile pentru vizitatori în secțiunea About. În plus, ei vor putea afișa permanent în acest spațiu 5 fotografii la alegere. Modificările au început deja să apară în aplicația de iPhone pentru utilizatorii de Facebook din Marea Britanie și Statele Unite, iar în săptămânile viitoare vor ajunge și în alte țări. Electronic Arts a lansat un nou trailer pentru Need for Speed dedicat sistemului de personalizare a mașinilor din joc. Siberia 3 a fost anunțat deja de câțiva ani, iar la Gamescom 2015 a fost confirmată dezvoltarea unei continuări a celebrei serii de jocuri de aventură. Activision a lansat un nou trailer pentru Call of Duty Black Ops 3 dedicat campaniei din joc, care va putea fi abordată atât single player cât și în mod cooperativ. Google a lansat telefonul cu specificații de top produs de Huawei, care poartă numele Nexus 6P, care are display AMOLED de 5,7 inch și carcasă metalică. Electronic Arts și studioul Ghost Games au lansat un nou trailer pentru Need for Speed, dedicat de această dată sistemului de personalizare a mașinilor din acest joc. Conform producătorilor, vor putea fi ajustate, modificate sau înlocuite pneurile, discurile de frână, jantele, garda la sol, unghiul de înclinare a roților, capota, bara din față, elementele aerodinamice, farurile, grilajul față, parbrizul, oglinzile retrovizoare, spoilerele, sistemul de sunet, portbagajul, bara din spate, stopurile și țevile de eșapament. Alternativ, pentru cei mai puțin răbdători, se vor putea instala body kit-uri complete. De asemenea, Need for Speed Wiki a alcătuit o listă a mașinilor care se vor regăsi în noul joc, producătorii promițând includerea peste 50 de modele în noul titlu al seriei NFS, printre care BMW M3 Evolution 2, Chevrolet Camaro Z28, Dodge SRT Viper GTS, Ford Focus RS, Honda S2000, Lamborghini Huracan, Mazda RX-7 Spirit R, Nissan Fairlady 240 ZG, Subaru Impreza WRX STI, Volvo 242 GT și altele. Din data de 3 noiembrie 2015, Need for Speed va fi disponibil în versiunile pentru PlayStation 4 și Xbox One. Fanii seriei care utilizează PC-uri vor trebui să aștepte noul joc până în primăvara lui 2016.
Deși Siberia 3 fusese anunțat deja de câțiva ani, abia la Gamescom 2015, în spatele ușilor închise au fost dezvăluite primele detalii despre mult așteptata continuare a seriei de jocuri de adventure, care a scris istorie deceniul trecut. Siberia 3 este realizat sub același brand Microids, echipa producătoare fiind supervizată de Elliot Graciano, cofondatorul studioului. Vestea cu adevărat îmbucurătoare este că și de această dată, faimosul actor Benoit Socal se va ocupa atât de scenariul jocului, cât și de conceptul artistic din Siberia 3. În rolul principal urmând să revină eroina seriei Kate Walker. Mai mult, noul titlu va beneficia de o coloană sonoră realizată de compozitorul Inon Zur, care a lucrat și la Siberia 2 și va fi primul joc al seriei cu grafică exclusiv 3D. Siberia 3 ar trebui să-și facă apariția în 2016 în versiuni pentru PC, Mac, PlayStation 4 și Xbox One. Activision și studioul Treyarch au lansat un nou trailer pentru Call of Duty Black Ops 3, dedicat poveștii și campaniei din joc. După cum se vede, campania din Black Ops 3 va putea fi abordată atât single player, cât și în mod cooperativ cu maximum 4 jucători și va fi disponibilă în versiunile next gen ale jocului, dedicate consolelor PlayStation 4 și Xbox One. Dar și pentru PC, Call of Duty Black Ops 3 va fi dezvoltat în 3 direcții: campania propriu-zisă, componenta de multiplayer competitiv și modul Zombies, denumit Shadows of Evil, a cărui acțiune va avea loc la începutul anilor 40. Jocul va fi lansat pe 6 noiembrie 2015 în versiuni pentru PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 și Xbox 360. Call of Duty Black Ops 3 pentru PlayStation 3 și Xbox 360 va avea un preț recomandat de vânzare echivalent cu $50, spre deosebire de obișnuitul preț de $60, iar pachetul va include și un cod de download pentru primul joc al miniseriei Call of Duty Black Ops. În timp ce noul Nexus 5X este adresat segmentului de piață mainstream, pretențioșii care vor un telefon de la Google cu specificații de top pot opta pentru Nexus 6P, creația celor de la Huawei. Modelul dispune de o carcasă complet metalică, fiind primul terminal comercializat prin programul Nexus care se poate mândri cu această particularitate. Nexus 6P este construit în jurul unui display AMOLED de 5,7 inch cu o rezoluție nativă de 2560x1440 de pixel. Acesta ar trebui să fie foarte rezistent la zgârieturi datorită folosirii unui strat de Gorilla Glass 4. Partea de procesare este asigurată de o combinație devenită deja clasică în ultimul an dintre versiunea 2.0 a SoC-ului, Snapdragon 810 și 3 GB de RAM. În funcție de buget, telefonul poate fi achiziționat cu 32, 64 sau 128 de GB de memorie internă. Camera principală a noului Nexus 6P are 12,3 megapixel, iar cea frontală, pentru cele mai bune selfie-uri din lume, are 8 megapixel. Cititorul de amprente, la fel ca la Nexus 5X, poartă numele de Nexus Imprint, este amplasat pe spatele smartphone-ului și ar trebui să fie foarte precis și rapid. Pentru încărcare și sincronizare de data, veți avea nevoie de un cablu reversibil USB Type-C. Acumulatorul intern are o capacitate de 3450 de mAh, Nexus 6P venind preinstalat cu Android 6.0 Marshmallow și este disponibil din luna octombrie acestui an la un preț de $499 ceruți pentru varianta de 32 de giga, 549 pentru cea de 64 și $649 pentru vârful de gamă de 128 de giga. Smo.re este un serviciu de creare instantă a paginilor web, foarte util în caz că aveți nevoie de depozitarea temporară a unui conținut. Tubget.com oferă ajutor la descărcarea materialelor video de pe YouTube și alte site-uri de video sharing cu diferite opțiuni la descărcare. Utilitarele de creare instantă a paginilor web au roluri diferite. De exemplu, de anonimizare, puneți conținutul, difuzați linkul și informația este de pe undeva de pe net. Sunt bune și pentru pagini temporare, pentru depozitarea temporară a unui conținut. Unul dintre cele mai bune site-uri de acest gen este smo.re. Site-ul solicită autentificarea cu Facebook, dar la publicare există opțiunea de a nu afișa numele. Pagina are câteva opțiuni legate de aspect, culoarea fundalului, tipul de font, etc. și un editor care vă permite să aranjați textul. Puteți insera linkuri și coduri HTML. Dacă vă gândiți la inserarea imaginilor și clipurilor, se poate și asta. Atunci când sunteți într-o linie goală, apare un link plutitor pe care scrie Insert. Acesta permite inserarea de imagini existente pe web și de clipuri video. Dați linkul la un clip YouTube și el va apare redabil în pagină, precum și inserarea imaginilor încărcate de pe propriul calculator.
Am dat și înainte informații despre serviciile de ajutor la descărcarea materialelor video de pe YouTube și de pe alte site-uri de video sharing, dar credem că încă unul nu strică. Site-ul se numește tubeget.com și a fost lansat acum 5 ani, acoperind multe site-uri de divertisment cu domeniul .ro, Trilulilu, 220, Tare, Pețeavă și altele. Ca prin pas, indicați link-ul spre clipul dorit. După ce ați indicat adresa clipului și ați apăsat butonul Start, veți vedea progresul în descărcarea clipului pe serverul TubeGet. Ca ultim pas, alegeți rezoluția la descărcare și calitatea audio-video, iar descărcarea propriu-zisă începe după ce dați click pe formatul dorit. Aveți descărcare, redimensionare și convertire la doar câteva clicuri. În plus, dintr-un videoclip puteți salva doar o anumită parte trăgând de sliderele de pe captură în părți. Excelentă idee, pentru că uneori ne trebuie numai o parte din clip. Cam atât pentru ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ne priviți și vă invit să ne urmăriți din nou sâmbăta viitoare la aceeași oră, 10:35. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile voastre la adresa de e-mail onlinerondpublica.md. Mai dați câte un like și pe pagina noastră de Facebook, Publica Online, dacă nu ați făcut-o până acum, desigur. Pe curând și rămâneți online!